Art Safari, jungla culturală-artistică în care îți e mai mare dragul și bucuria să te pierzi. Găzduit pentru al doilea an consecutiv de Palatul Dacia, o clădire impunătoare ce poate fi privită ea însăși ca o operă de artă, evenimentul s-a extins pe durata câtorva luni din dorința de a satisface cât mai mulți ochi însetați de ceea ce au adunat la oaltă în acest an curatorii expozițiilor în cauză. De la Teodora Mann la Irina Dragomir, de la Picasso, Dalí și Fala, la Barbara Clem și Marcel Iancu. Ar părea că Art Safari și-a găsit o casă în Palatul Dacia. Expozițiile se conturează frumos, unitatea lor stilistică e din ce în ce mai accentuată, iar găselnița cu pereții pictați în favoarea lucrărilor pe care le găzduiesc a fost profund apreciată și poate va fi chiar împrumutată la o adică. Să nu ziceți că nu v-am spus. Vorbeam de perioada extinsă a Art Safari din acest an, care vine la pachet cu alte modificări în orarul evenimentului. Expozițiile pot fi vizitate de joi până duminică, începând cu ora 12, iar pentru partea de seară reapar night tours din anii trecuți, începând cu ora 22, unde există posibilitatea și ocazia de a vizita însoțit de un ghid. Zilele toride promit să devină mai răcoroase. Soarele arzător îmblânzit de manifestul artistic desfășurat chiar sub nasul lui, iar privirile celor ce trec pragul palatului cu siguranță vor fi alintate de bogăția vizuală oferită, din nou, de Art Safari. Partenerii ce au contribuit cu câteva special corners anul acesta sunt Glo, Lidl, Cărturești și BCR. Să mergeți! Promit că merită!